Bine ai venit la un nou video. Astăzi vreau să vorbim puțin despre intermittent fasting. Dacă mă urmărești atât pe YouTube cât și pe Instagram, ai observat probabil că e un stil de viață pe care eu îl promovez. Cred că e foarte, foarte benefic, dar nu e pentru toată lumea. Așa că dacă nu ai văzut primul meu video, o să las un link aici în stânga sus. Te rog, uită-te la el pentru că acolo vorbesc și despre beneficiile intermittent fastingului, explic mai bine cum trebuie făcut și pentru cine e, și chiar e important să știi dacă e pentru tine sau nu. Înainte să încep videoul de astăzi, vreau să vorbesc puțin despre ce e intermittent fasting pentru cei care nu au descoperit încă această unealtă nutrițională, pentru cei care nu au urmărit acel video. Vreau să știți că intermittent fasting înseamnă foarte simplu să nu mănânci o perioadă îndelungată de timp. Există diferite moduri prin care puteți să faceți acest protocol. Puteți să țineți perioade îndelungate de timp, cum ar fi 24, 36 de ore și așa mai departe, sau puteți să faceți ceva mai periodic, cum prefer eu să țin 16 ore să nu mănânc și 8 ore să mănânc. Cred că e foarte, foarte benefic și sunt o groază de studii care arată că noi oamenii nu ar trebui să mâncăm chiar tot timpul și intermittent fasting are un mare beneficiu asupra sănătății voastre și asupra metabolismului. Vă ajută să slăbiți prin efectul asupra insulinei, vă ajută să creșteți în masă musculară pentru cei interesați prin efectul asupra hormonului de creștere, vă ajută să vă detoxifiați organismul și să rămâneți tineri și sănătoși prin efectul asupra procesului de autofagie celulară, deci are foarte, foarte multe beneficii. Iar dacă vreți să învățați cum să faceți tranziția cât mai ușoară, rămâneți cu mine, acest video e pentru voi. Realizez că poate mulți dintre voi ați încercat o anumită versiune de intermittent fasting, iar dacă ați eșuat, e probabil datorită rutinei astea zilnice cu care suntem obișnuiți de ani și ani de zile, micul dejun la prima oră după ce ne trezim, cât mai multe gustări și e total greșit, dar dacă ai descoperit beneficiile asociate cu intermittent fasting, te felicit și astăzi o să te învăț cum să faci tranziția asta cât mai ușoară din stilul tău de viață vechi în acest stil de viață intermittent fasting, așa că rămâi cu mine în următoarele minute, o să te învăț niște trucuri destul de interesante. Așa cum am spus în primul meu video dedicat intermittent fastingului, există două tipuri. Dar astăzi ne vom concentra asupra celui care poate fi urmat în fiecare zi și voi folosi 16 cu 8-ul ca și punct de referință. Asta înseamnă că 16 ore pe zi nu vei consuma absolut nimic, iar în celelalte 8 ore vei consuma mâncare. Cea mai mare problemă atunci când vrem să facem această tranziție din stilul nostru de viață vechi, rutina asta obișnuită, spre intermittent fasting, e asociată cu foamea, care vine în timpul orelor normale la care eram obișnuit să mâncăm. Ce e foamea în primul rând? Foamea, la fel ca orice altă senzație din organism, orice alt proces metabolic, e cauzată de hormoni. Ce sunt hormonii? Hormonii sunt mesageri chimici care circulă prin organismul tău și comandă celulelor cum să reacționeze. Ideea e felul următor. Și foamea are un hormon asociat. Și hormonul asociat e grelina. Ghrelin sau grelină în română e hormonul foamei. Ce știm cu siguranță despre acest hormon e că vine în valuri și se adaptează în funcție de programul tău normal de masă. Ce înseamnă asta? E că deși nu mănânci o perioadă îndelungată de timp, nu o să-ți fie din ce în ce mai foame, ci foamea chiar o să-ți scadă cu timpul, pentru că, așa cum am spus, grelina vine în valuri. Iar pentru că vine în valuri și se adaptează în funcție de programul tău alimentar, poți să-ți antrenezi organismul să se obișnuiască cu un nou stil de viață. Și aici o să te învăț ce trebuie să faci. În acest studiu din 2005, făcut pe participanți ce urmau să fie expuși unei perioade de fasting, s-a descoperit că nivelul lor de grelină era la maxim în jurul orelor la care mâncau în mod normal. Litera B înseamnă breakfast sau mic dejun, litera L înseamnă lunch sau masă de prânz, iar litera D înseamnă dinner sau cină. Nu vreau să sar direct la un protocol de intermittent fasting, în schimb vreau să-ți amâni prima masă, să zicem micul dejun, cu circa 2 ore pentru măcar 3-4 zile. Ce o să facă asta? O să-ți reseteze nivelul normal de grelină. Să zicem că tu ai mâncat ani de zile la ora 8 dimineața, așa ai fost obișnuit. Nivelul tău de grelină e foarte, foarte sus. Ideea e în felul următor. Dacă tu acum vei mânca la ora 10 pentru 3-4 zile,
Nivelul tău de grelină va scădea la ora 8 și va face tranziția spre ora 10. Acum, pentru că e mai scăzut, poți să faci această săritură mai mare și să urmezi un protocol de intermittent fasting de 16 cu 8, să zicem. Îți dau un exemplu, ce folosesc eu e de la ora 2 după masa până la ora 10 seara. Asta e programul meu în momentul de față. Și e mult mai ușor să sar la un astfel de program când nu ți-e atât de foame dimineața, pentru că e mult, mult mai ușor să faci această tranziție atunci când grelina nu e la nivelul ăla ridicat. Vă sugerez cu timpul să evitați micul dejun sau prima masă a zilei, masă de dimineață, pentru că în timpul nopții nu mâncați absolut nimic și practic puteți să extindeți această perioadă de fasting mult mai ușor. Pe lângă asta, un studiu din 2013 a arătat că grelina, nivelul normal, natural de grelină, urmează ritmul nostru circadian, iar dimineața se află într-un nivel foarte scăzut. Adică e mult mai ușor să sari peste masa de dimineață decât e să sari peste masa de seară, de exemplu, unde în mod natural nivelul de grelină e foarte, foarte ridicat. Deci, da, cred că micul dejun e mult mai ușor de evitat decât altă masă a zilei. Vreau să te gândești bine la stilul tău de viață. Vreau să-ți găsești o anumită perioadă a zilei în care poți să mănânci și care se potrivește stilului tău de viață. Nu are niciun fel de logică să urmezi sfatul meu și să alegi stilul meu de viață pentru că s-ar putea să nu se potrivească ție. Eu în momentul de față mănânc de la ora 2 după masa până la ora 10 seara, așa cum am menționat, dar programul ăsta l-am schimbat de 11.000 de ori. Și chiar cred că în ultimul meu video legat de intermittent fasting am spus că foloseam de la ora 6 până la ora 12, mâncam 6 ore pe zi, nu mi s-a mai potrivit după o perioadă și am schimbat, acum urmez de la ora 2 după masa până la ora 10 seara. Încă o dată e foarte, foarte important să găsești ceva ce se potrivește ție și numai ție, pentru că na, asta e viața ta până la urmă și genul ăsta de stil de viață trebuie să ți se potrivească, să-ți facă plăcere, pentru că are cu adevărat foarte multe beneficii, dar dacă nu ești în stare să-l urmezi pentru o perioadă îndelungată de timp, nu o să apuci să le vezi. Dimineața când te trezești, începe ziua prin a bea un pahar de apă, o să te țină hidratat și dă tonul pentru o zi cu suficiente fluide. Încearcă să rămâi cât mai ocupat în prima parte a zilei și să-ți iei gândul de la mâncare, pentru că într-un anumit punct s-ar putea ca nivelul de grelină să crească, să-ți vină senzația de foame, dar spre norocul tău, majoritatea dintre noi suntem ocupați în prima parte a zilei, așa că acest stil de viață e destul de ușor de urmat. Vreau să-ți aduci aminte că grelina, adică foamea, vine în valuri, iar tot ce trebuie să faci e să reziști puțin de tot și odată ce timpul trece, o să-ți revii la normal. Ce poate să te ajute e cafeaua neagră, neîndulcită, fără zahăr, fără îndulcitor și ceaiul verde. Poți să bei așa ceva în perioada de fasting, nu o să-ți distrugă fastingul și o să vezi că grelina o să-și revină la normal și foamea ta o să dispară cu timpul. Vreau să te mai sfătuiesc să nu spui nimănui că faci intermittent fasting, în special dacă persoanele respective nu au auzit niciodată de acest protocol, pentru că lumea în general nu privește foarte bine chestia asta, să nu mănânci o perioadă îndelungată de timp și în special să sari peste micul dejun, peste cea mai importantă masă a zilei. Deci sfatul meu ar fi să nu le spui, dar atunci când o să ai rezultate, atunci când o să începi să arăți din ce în ce mai bine, când o să te simți din ce în ce mai plin de energie și o să poți să ai performanțe și la locul de muncă și în viață în general, o să te întrebe ce ai făcut, atunci să le spui că e intermittent fasting. În perioada în care încerci să te adaptezi la acest nou stil de viață, încearcă pe cât posibil să nu ieși cu prietenii și cu familia în oraș, în afara orelor de masă, pentru că e destul de ușor, la început cel puțin, să cedezi în fața presiunii altor persoane și să mănânci ceva sau să bei ceva ce conține calorii și nu neapărat să trișezi, dar poți să-ți îngreunezi adaptarea spre acest stil de viață. O să vezi că e mult mai ușor odată ce ești obișnuit cu el, o să știi să spui nu mult mai ușor și mult mai ferm. Atunci când mănânci după o perioadă de fasting, nu te gândi că nu ai mâncat o perioadă îndelungată de timp și mănâncă controlat. Nu mânca până nu mai poți, nu spune cele mai mari porții posibile, mănâncă normal, mănâncă alimente bogate în nutrienți, cât mai neprocesate. Nu-ți bate joc de sănătatea ta doar pentru că ai făcut intermittent fasting. Nu e un univers paralel în care alimentele
proaste, de proastă calitate, junk food-ul, nu îți afectează sănătatea, pentru că nu e cazul. Intermittent fasting-ul are cu adevărat niște beneficii profunde asupra sănătății și asupra compoziției corporale. Poți să slăbești mult mai ușor atunci când faci intermittent fasting. E mult mai greu să îți bagi caloriile într-o perioadă scurtă de timp. Dar și aici, dacă tu ești în surplus caloric, dacă mănânci mai multă mâncare decât corpul tău are nevoie, o vei depozita ca și grăsime. Așa că nu încerca să distrugi rezultatele pe care le obții atunci când faci intermittent fasting. Ai grijă cum îl faci. Vreau să ții un anumit program de intermittent fasting, măcar 2 săptămâni, și după 2 săptămâni să te gândești foarte bine la toate obstacolele pe care le-ai avut, să te gândești dacă e cu adevărat potrivit stilului tău de viață. Pentru că dacă nu ți se potrivește, poate ar trebui să încerci alt protocol sau poate ar trebui să încerci alte ore. Și așa o să-ți dai seama ce ți se potrivește ție cel mai bine, pentru că ideea e să poți să-l faci stilul tău de viață, să poți să trăiești cu el, pentru că e cu adevărat benefic pentru tine. Și cam asta e totul. Îți mulțumesc pentru vizionare. Abonează-te la canal dacă nu ai făcut-o deja. Eu sunt Andu și ne vedem în clipul următor.